Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. O nouă etalare pentru voi, aceia care priviți la acest videoclip în aceste momente, cei care sunteți în cuplu în aceste clipe, da, și vă doriți să știți și voi încotro se va orienta relația voastră în perioada următoare, sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri și de prea multă vreme sunteți așa, nu mai puteți și voi de nerăbdare ca situația să se schimbe și în favoarea voastră. Da? Cineva să apară și în existența voastră să vă facă cu adevărat fericiți sau fericite. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți în separare de partener, de parteneră, văd că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în viețile dumneavoastră. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Iată că prima carte în această etalare este Moartea, dragii mei, cardul cu numărul 13. Poate acest număr va fi semnificativ pentru tine în această zi. Din arcana majoră, o carte care, bineînțeles, nu vorbește despre moartea cuiva în niciun caz. Dimpotrivă, această carte vorbește și anunță terminarea, sfârșitul unei etape destul de dificile din viața dumneavoastră. Da? O etapă în care probabil foarte mult v-ați ascuns pe după degete unul de celălalt. Da? Văd că niciunul dintre voi nu a vrut în acea perioadă sau în acea etapă să devină prea vulnerabil în fața celuilalt. Da? Ați jucat un joc așa, adică pe de o parte văd că erați foarte fericiți, flirtați unul cu celălalt, iar pe de altă parte când era vorba de a vă asuma anumite situații sau de a lua anumite decizii care să își spună cuvântul în relația voastră, vă fofilați, dar nu vroiați să vă asumați mai mult decât ați fi putut duce. Da? Pentru acea perioadă se pare că așa ați hotărât voi pentru acele situații din viața dumneavoastră să vă comportați, dar iată că pur și simplu în perioada următoare va ieși soarele și de partea voastră, da? Și încet, încet văd că vă veți ridica de la nivelul de unde erați. Da? Vor cădea măștile, dragii mei, vor cădea măștile în ceea ce vă privește și va sosi la iveală adevărul golgoluț, adică această persoană va primi o mare provocare din partea vieții, da? Se pare că dumneavoastră îi veți da acestei persoane un ultimatum, da? Adică îi veți cere să spună odată pentru totdeauna dacă va alege pe voi pentru viitor sau alege altă persoană, dacă vrea să meargă alături de voi pe un drum comun, da, care să vă implice din ce în ce mai mult pe amândoi, da, să luați decizii de comun acord în perioada următoare și așa mai departe, da, să se aștepte să fie din ce în ce mai implicat în această relație. Da, da, vei dori să știi toate aceste adevăruri din partea acestei persoane, da, ce își dorește el cu adevărat sau ea în ceea ce vă privește. Da, se pare că nu mai este momentul să stați pe gânduri sau să amânați lucrurile, pentru că, iată, o perioadă de fericire se deschide spre voi, dragii mei, da? Și se pare că destinul nu mai poate aștepta și se trage un semnal de alarmă în ceea ce te privește sau în ceea ce vă privește, da? Și acest semnal de alarmă este faptul că tu simți în inima ta că acum este momentul, da? Acum este momentul să prinzi pur și simplu această persoană și să o pui puțin la zid și să-i spui: măi, domnule sau doamnă, ce-ți dorești tu de la mine de fapt, da? Sau îți mai dorești ceva cu mine în perioada următoare sau vrei să urmăm fiecare drumul său? Da, pentru că vei dori să clarifici foarte limpede cum stau lucrurile între voi. Și iată că această persoană va dori să-și asume această relație cu tine în sfârșit. Îți va spune că da, este îndrăgostit sau îndrăgostită de tine și da, își dorește să te urmeze până la capătul lumii dacă este nevoie de așa ceva Pentru că, da, iată această carte cât de frumoasă este, dragii mei, Zecele de cupe și, într-adevăr, aceste cupe ale voastre sunt pline și în viața dumneavoastră, după o perioadă în care, iată, a mai și plouat pe aici, pe acolo, urmează să se înfățișeze în fața voastră un frumos curcubeu. Da? Este curcubeul fericirii voastre, este curcubeul iubirii pe care voi o simțiți unul pentru celălalt. Dragii mei, dragele mele, așadar, iată că vă așteaptă împlinirea idealului vostru în iubire și anume vă veți face într-adevăr și voi o familie alături de această persoană și veți avea și copiii voștri proprii. Da? Este posibil ca la început să aveți un băiat, după care veți face și o fată împreună cu această persoană. Dragii mei, vă așteaptă o viață liniștită alături de el sau de ea, o viață împlinită așa cum voi v-ați dorit întotdeauna. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că avem aici 4 de pentagrame, dragilor. O carte care îmi vorbește despre cumpătare, da? Despre cumpătare, despre echilibru în viața dumneavoastră. Da? V-ar fi teamă în perioada următoare ca cineva să nu vă fure ceva, să nu vă deposedeze de ceva anume. Da? Nu știu, dacă aveți anumite proprietăți sau lucruri de valoare pe care credeți că cineva vi le-ar putea fura, da, va trebui să aveți grijă de acestea în perioada aceasta, pentru că este posibil să vă fie furate. Da? Pe de altă parte, văd că aceia dintre voi care tindeți mai mult în această perioadă să cheltuiți fără să vă stați pe gânduri foarte mult, veți fi cuprinși așa deodată sau cuprinse de o stare de conștientizare prin care pur și simplu veți dori să mai amânați această dorință a voastră avidă de a cheltui. Da? Pur și simplu. De ce? Pentru că veți remarca faptul că vă puteți foarte bine lipsi de anumite lucruri pe care doreați să le cumpărați. Da? Adică nu vă erau totalmente necesare acele lucruri. Da, cumpătare, cumpătare și iar cumpătare cu această carte, dragii mei. Și, într-adevăr, să știți că prin această carte mai văd și următorul aspect, și anume că persoana voastră este posibil să devină într-un fel foarte dependentă de voi. Adică, da, având în vedere că tocmai și-a asumat dorința sa de a vă urma, dorința sa de a rămâne cu dumneavoastră în relație, pe de altă parte, văd aici că se creează o oarecare dependență a acestei persoane de voi, adică va aștepta poate ca anumite decizii să fie luate numai de dumneavoastră, da? Lăsându-se așa puțin pe tânjală. Da? Asta nu înseamnă neapărat ceva rău, doar că la un moment dat s-ar putea să vă agaseze, da? Sau să vă obosească această atitudine a persoanei voastre. Dar bineînțeles că veți verbaliza acest lucru și persoana voastră se va schimba. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că vorbim aici despre chemarea dragostei în viața dumneavoastră. Cineva își exprimă dragostea, primiți un mesaj de dragoste de la cineva, cineva se gândește la voi foarte mult și vă aduce la cunoștință acest lucru. Iată, dragul meu sau draga mea, că a sosit momentul cu adevărat să experimentezi iubirea pură în viața ta, da, iubirea necondiționată. Cu toții am vrea să experimentăm acest lucru în viețile noastre, da? Așadar, dragul meu sau draga mea, dacă ți se întâmplă asta, consideră-te cu adevărat norocosul sorții sau norocoasa sorții, da? Pentru că așa este. Hai să vedem și următoarea carte din partea oracolului viziunilor spirituale. Iată că avem aici cardul cu numărul 2. Da, care îmi vorbește despre apartenență, acceptare și asimilare. Sentimentul de apartenență și acceptare de către alții necesită afirmare. Recunoașterea și acceptarea de către ceilalți aduce motivație și în același timp o recompensă pentru participarea noastră. Pentru aceasta este posibil să trebuiască să ne demonstrăm într-o oarecare măsură loialitatea noastră. Unii își comunică loialitatea și angajamentul prin însemne corporale, alții prin modalități mai tranzitorii, precum un cod de îmbrăcăminte sau la modă, iar alții prin comportament sau manierisme. Toate, indiferent de formă, sunt variante ale aceluiași obiectiv și anume o reiterare că sunt aceasta și aparțin acestei categorii și invers, sunt aceasta și noi vă acceptăm. Femeia coafată bombastic își modifică aspectul printr-o deghizare pentru a asimila. Masca cu cioc îi modifică înfățișarea, iar postura ei confirmă în plus transformarea ei spirituală. Ea este una cu cei cărora li s-a alăturat. În entuziasmul și dorința noastră de a fi acceptați, trebuie să fim atenți să rămânem autentici cu noi înșine. Ne simțim cu adevărat confortabil cu eul care pretindem că suntem sau este el deformat, forțat și în cele din urmă fals. Așadar, dragii mei, dragele mele, iată că odată cu asimilarea acestei persoane, da, odată cu discuția pe care tu ai avut-o în ultima perioadă cu persoana ta și odată cu asimilarea sa în această relație, odată pentru totdeauna, da, se pare că această persoană a găsit ceea ce căuta, ceea ce în mod inconștient căuta, da? Adică căuta și el sau ea să aparțină cuiva și să își facă o familie cu cineva tocmai pentru a îndeplini această nevoie de a aparține cuiva și la ceva, da? Unei familii. Cu toții avem această nevoie, da? Pe care căutăm în mod conștient sau inconștient să ne îndeplinim la un moment dat în viețile noastre. Hai să fie într-un ceas bun și pentru voi, dragii mei. Să mai vedem încă unele cărți. Da, iată că avem aici treiul de spade, dragii mei, alături de moartea. Se pare că mulți dintre voi în perioada, acest trei de spade vorbește despre perioada care a trecut în viețile dumneavoastră, da, înainte de această schimbare care a survenit de curând sau care va surveni în curând în viața voastră, da, înainte de această asumare a persoanei voastre, a relației dintre voi doi. Iată că înainte de toate acestea, între voi doi intervenise o anumită răceală, da, datorată faptului că persoana voastră își clătea ochii și cu alte prezențe din viața sa, da? Sau cel puțin își clătea ochii, dacă nu chiar intervenise în viața unei celei de-a treia persoane. Da? Este posibil ca acest personaj, partenerul sau partenera ta, să fi fost atras sau atrasă de către altă persoană în această perioadă din viața voastră și atunci, într-adevăr, s-a creat așa o distanțare, o răceală între voi doi. Dar iată că acest lucru nu a durat foarte mult, deoarece, iată, a apărut la orizont această carte a morții care prevestea sfârșitul acelui episod fugitiv din viața dumneavoastră. Da? Se pare că acel episod a intervenit pentru voi doar pentru a marca dorința amândurora de a vă apropia din ce în ce mai mult. Hai să vedem următoarea carte. Da, iată că avem aici cinciul de pentagrame, dragii mei, alături de zecele de cupe. Două cărți interesante care îmi vorbesc despre fericire pe de-o parte și această fericire se pare că aruncă deoparte, da, odată pentru totdeauna grijile pe care voi vi le-ați putut face până acum, da? Este ca și cum universul vine și vă recompensează pentru decizia pe care ați luat-o voi în această perioadă, da? Practic, decizia voastră de a merge împreună pe un singur drum de acum înainte, da? Decizia voastră de a forma un cuplu permanent, iată, este recompensată de către univers prin foarte multă fericire, în primul rând, și foarte multă abundență. De ce? Pentru că cele 10 cupe pline mi-anunță și această abundență care vine în viața dumneavoastră, da? Și care acoperă toate lipsurile care au putut fi în viața voastră până acum, da? Toate acele griji inutile pe care vi le-ați făcut la un moment dat, da? Toate acestea vor fi, toate aceste locuri goale din viața dumneavoastră vor fi umplute de prea plinul Universului. Da? Și această condiție apare aproape de la sine îndeplinită, da? Pentru că întotdeauna știm că acolo unde este foarte multă iubire, unde este foarte multă dragoste, toate condițiile celelalte ale vieții apar împlinite de la sine aproape. Și iată că următoarea carte, dragii mei, este Asul de Spade alături de acest 4 de pentagrame, care îmi vorbesc despre un nou început, un nou început în viața dumneavoastră de cuplu. Da, într-adevăr, va fi o nouă etapă în viața dumneavoastră, o nouă etapă care vă va conduce spre viața de familie pe mulți dintre voi. Da? Iată, veți porni de la ideea de cuplu pe care ați asimilat-o și ați acceptat-o despre voi doi, la ideea și mai pretențioasă a unei familii, da, pe care vă doriți să o formați amândoi în viitorul vostru cât mai apropiat. Da? Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că ți se cere să păstrezi o minte deschisă, dragul meu sau draga mea, pentru că sufletul tău pereche s-ar putea să difere de tipul uzual sau de așteptările tale de până acum, da? Dacă acest suflet pereche al tău diferă oarecum de ceea ce tu așteptai, iată, dragul meu sau draga mea, că asta nu înseamnă că el este mai puțin sufletul tău pereche, dar asta înseamnă doar că tu trebuie să ai o atitudine cât se poate de deschisă vis-a-vis de această persoană, care îți poate oferi la fel de multă iubire, la fel de multă prețuire și fericire. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!